Iată cum funcționează lumea sălbatică. Mai întâi ești un prădător feroce de care le este frică și în apă și pe uscat. Apoi devii singur victimă. Victima nu a unui prădător mai mare, ci a unei scoice naibii de mici. Da, bine ați venit în lumea rechinilor. Aici există scoicile Anelasma squalicola, care se hrănesc cu rechinii. Au doar 2,5 cm lungime, dar se atașează de partea laterală a rechinului și suc din el toți nutrienții. Se pare că scoica nu demult a făcut un salt evolutiv, de la filtrarea apei la parazitism, și încă până acum păstrează multe trăsături ale vieții de dinainte. De exemplu, are niște antene pe care alte specii le folosesc pentru a filtra apa, dar acum nu au niciun sens. Anelasma se fixează pe carne, cum se fixa înainte pe pietre. Introduce înăuntru un organ special și mănâncă. Mănâncă destul de straniu. Chestia e că la doar câțiva centimetri mai adânc de locul de atașare a scoicii există o sursă nesfârșită de hrană, adică țesut și sânge, dar anelasma nu se folosește de ele. Pe locurile de care se atașează scoica nu există niciodată inflamație, prin urmare rechinul nu percepe parazitul drept parazit, e doar o nouă parte a corpului. Dar în general nu există niciun rău sau beneficiu de la ele, nu se poate spune la fel despre scoicile de balenă. Ele se atașează de balene, dar nu ca să se hrănească cu animalul. Îl folosesc mai degrabă pentru accelerare, filtrând apa cu antenele, atunci când balena se mișcă dintr-un loc în altul. Aceste relații sunt greu de numit benefice reciproc, cel puțin pentru că balena nu poate să facă nimic cu scoicile lipite de ea. Totuși, uneori se folosesc ca armură sau armă, pentru a mări forța de impact în timpul luptelor pentru femele sau cu balenele ucigașe. În același timp, unele specii de scoici pot crește rezistența pe care o experimentează gazda în timpul înnotului, ceea ce îi face paraziți. Unele balene se curăță de scoici folosind bărcile. Nu este exclus că parazițile provoacă senzații neplăcute, odată ce vor să scape de ei. Apropo, se consideră că o balenă cu cocoașă poate să transporte pe ea până la 450 de kg de scoici. Se pare că e o masă enormă, dar în comparație cu masa ei imensă, care e de vreo 30 de tone, o grămadă de scoici vor cântări cam la fel ca un strat în plus de îmbrăcăminte. Undeva în acest moment m-am gândit. Ah, ce bine că scoicile nu se agață de oameni! Apoi am auzit povestea unui tip Chris Johnson, care a descoperit o chestie ciudată pe palma lui. Și aha, era o scoică! Toți erau șocați, medicii însuși Chris și probabil că scoica la fel. Desigur că a fost îndepărtată, iar Chris a trecut printr-o recuperare dureroasă și lungă. Dintr-o parte, pentru balene e puțin probabil să fie atât de dureros. Din altă parte, există o versiune că balenele se aruncă pe mal din cauza paraziților, deși nu este vorba acum despre scoici. Această teorie a apărut în anii 1970, anume atunci a fost publicat un articol despre 23 de balene găsite moarte pe mal. La fiecare dintre ele, în urechea medie și în sinusurile paranazale, au fost găsiți paraziți mici asemănători viermilor. Și erau foarte mulți. Așa, oamenii de știință au concluzionat că acești paraziți au făcut balenele surde, deci incapabile de a se orienta în spațiu. Toți ținem minte despre ecolocație, da? Mai mult decât atât, balenele aveau stomacurile goale, de unde oamenii de știință au făcut concluzie că le-a fost greu să și vâneze. Dar balenele măcar nu poartă xenomorfe. Vorbesc acum despre Fronima, o creatură care seamănă destul de mult cu celebrii xenomorfi din seriile Alien. Este o crustacee care ucide planctonul. Îi mănâncă interiorul, apoi îl conduce, în cadavrul rămas de la plancton de parcă e o barcă. Aceste crustacee nu doar ucid, ci parcă străpung victimele lor cu niște clești. Le mănâncă interiorul lăsând destule țesuturi pentru a-și asigura flotabilitatea. Mai târziu, Fronima depun ouă în ceea ce cândva a fost un plancton și ciclul începe din nou, urmașii se rup prin ceea ce a rămas din corpul purtătorului. Vă amintește de Alien, nu? Există zvonuri că Fronima într-adevăr a influențat designul reginei monstru extraterestră. Probabil că e doar o legendă cinematografică, dar de la asta Fronima nu devine mai puțin înfricoșătoare.
Cu toate astea, să nu credeți că această istorie cu xenomorfii oceanului e cea mai teribilă din episodul ăsta. Adică, fără doar și poate, e înfiorător, dar în oceanul global există destule scenarii pentru filmele de groază. Astfel, în anii 1990, a fost capturat un rechin mako cu greutatea de peste 400 de kilograme, adică una uriașă. Dar surpriza a urmat. Când mako a fost disecat, în inima lui au fost găsite două anghile. Literalmente, două anghile trăiau în același timp în inima unui rechin. Și situația asta nu deranja pe nimeni, nici pe cei doi oaspeți, nici pe gazdă. Oamenii de știință nu au reușit să afle cum au ajuns anghilele atât de adânc, dar au reușit să determine specia lor. S-a dovedit că e specia Simencellis parasitica. Își folosește fălcile și dinții puternici pentru a se băga în peștii mai mari, drept parazit, dar una e să te baci sub piele și alta e să ajungi la inimă. Testele au arătat că era o vie la momentul morții rechinului. Probabil că au pătruns înăuntru prin branhii și astfel au ajuns în inimă, unde se hrăneau cu sânge și n-aveau de gând să iasă. Mai târziu a fost înregistrat un caz similar, în 2008. Știți, există așa expresie, fluturi în stomac. De obicei așa se descrie îndrăgosteala. Interesant, ce-ar însemna anghile în inimă? Faptul că rechinul poate să se odihnească undeva pe fundul oceanului și în branhiile lui să se bage două anghile nu e cea mai înfiorătoare chestie care se poate întâmpla. Ele sunt capabile de mai mult. Când sunt mâncate, pot să scape din stomacul prădătorului, tăindu-l cu vârful cozii care este ascuțit. În viața reală, această coadă ascuțită îi ajută să sape fundul mării, dar în caz de urgență poate funcționa ca un bisturiu. Dar nu mereu reușesc să iasă totalmente din abdomen, deseori se blochează și se transformă în mumii. Acum imaginați-vă că sunteți un rechin alb, un prădător groaznic ce înoată prin ocean în căutarea prăzii, sub o coloană sonoră sinistră. Înotați pe lângă un grup de lichii, dar ele nici n-au de gând să se teamă de voi. În schimb, vă urmează. Nu doar vă urmează, ci și se freacă de coada dumneavoastră atât de intens de parcă ați comandat de la ele vreun tratament spa și ați uitat de asta. Dar mai degrabă peștii mici folosesc rechinul ca o piatră de talpă pentru a scăpa de proprii paraziți și bacterii. Este un comportament destul de comun, iar sesiunile de peeling pot dura de la 8 secunde până la 5 minute sau mai mult. Uneori se freacă câte un pește, iar alteori sute de pești. Dacă pe unii rechini asta nu-i deranjează deloc, alții se enervează mult. Eu pot să înțeleg, de exemplu, mie nu-mi place când cineva se atinge de mine, iar dacă ar mai începe să se frece de mine... Dar în oceanul global nu există conceptul de distanțare socială. De aia rechinii trebuie să se zvârcolească și să înnoate ca să scuture de pe sine lichiile obraznice. Prădătorii nu încearcă să le mănânce. Rechinii preferă prada pe care nu trebuie să o urmărească, așa că trebuie să îndure prezența lor. Merită de menționat că există și alți pești care se țin aproape de rechini, dar prădătorii n-au nimic împotrivă la asta. Sunt peștii pilot. Rechinii nu pur și simplu le tolerează prezența, ci sunt bucuroși de prezența lor. Peștii pilot salvează rechinul de la parazit și îndepărtează resturile de mâncare. Gradul de încredere e atât de mare că peștii piloți se bagă în gura rechinului pentru a scoate bucățile blocate de ceva comestibil. Uneori chiar creează legături strânse de prietenie. Se știe că dacă prinzi un rechin și îl pui în barcă, peștele pilot o va urmări o perioadă, până la 6 săptămâni aproape că, deși poate nu vede diferența dintre rechin și barcă. Dar să fim de acord, când merge vorba despre niște paraziți acvatici, îi percepem ca ceva de neînțeles, ceea ce ar trebui să îngrijoreze doar locuitorii marini. Deci nu trezește nicio simpatie deosebită la oameni. Dar cum rămâne cu păduchii? Ei bine, această problemă este chiar foarte umană. Cu toate astea, de păduchi suferă somonii. Păduchii de somoni sunt un fel de copepode foarte mici, care s-au învățat să mănânce somon ca să supraviețuiască. Clar că nu pot mânca peștele de-a întregul ca vreun urs, din cauza dimensiunii lor. Dar păduchii fac ce e la ce te aștepți de la ei. Se hrănesc cu mucus, piele și sânge. Asta face peștele mai vulnerabil la bacterii, virus și ciuperci. La urmă urmei, după masa lor, lasă răni mici. Iar pielea afectată influențează echilibrul de sare al peștilor. Dacă vor avea prea mulți păduchi din ăștia, asta ar putea să și ucidă peștele.
Probabil că oamenii nici n-au fi bănuit că somonul are astfel de probleme, dacă nu l-au fi crescut cu scopul de a-l vinde. Aceste cope pod afectează afacerile, așa că au decis să lupte cu ele. De la început, oamenii foloseau substanțe chimice și medicamente. Apoi au înțeles că nu e chiar bună ideea asta și au început să pună peștele în băi calde. Serios, luau somonul și îl puneau într-un rezervor cu apă sărată încălzită. Temperatura ajungea la 34 de grade Celsius. Erau de ajuns 30 de secunde pentru ca acești păduc să moară și să cadă. Dar atunci când oamenii au început să studieze această problemă, s-a dovedit că peștilor le este dureros și la ideea cu băile calde au refuzat. Acum, fermele de somoni sunt înconjurate de un gard. Când am auzit de gardul de păduc, mi s-a părut că e o prostie completă. Doar sunt atât de minusculi! Cum pot să ajute niște garduri? S-a dovedit că ajută dacă sunt garduri electrice cu curent redus. Ele creează un câmp electromagnetic care afectează păduchii de somon în stadiul de larvă, astfel încât să nu poată să se atașeze de pește. Această metodă funcționează. Sau oamenii de știință încă n-au aflat dacă somonilor le place sau nu gardul. În acest caz există încă o variantă, cu peștele Labrus. Acesta curăță somonul, înoată împreună cu el smulgând păduchii și mâncându-i. E cea mai simplă și prietenoasă modalitate pentru natură. Dar trebuie să spunem că nu doar somonul suferă de păduchi și delfinii îi iau. Și iată, în acest caz, paraziții merită un pic de simpatie. Sincer, lor nu le este ușor. Ca să se simtă bine, trebuie să se agațe bine de purtător, să mănânce normal și să găsească pe cineva pentru împerechere. Iar delfinii sunt niște tipi foarte alunecoși și periculoși. Oamenii de știință încă se miră cum de păduchii delfinilor reușesc să supraviețuiască. Sarcina principală a lor e să minimalizeze probabilitatea că vor fi spălați de mișcarea purtătorului. Pentru a se agăța bine de piele și pentru a se ține strâns, păduchii au dezvoltat corpuri turtite, gheare ascuțite și pântece înțepătoare. Se ascund în pliurile pielii și alte locuri relativ protejate. Încearcă să rămână lângă căile respiratorii, în jurul ochilor și colțurile gurii. Și balenele au păduchi, dar ei se simt mult mai bine. E ca un hotel de 7 stele, în timp ce la delfini e un hotel de o stea. Au loc mai mult, e mai confortabil, dar și viteza purtătorului este scăzută. De aia se reproduc activ. Pe o balenă pot să trăiască mii și mii de păduchi. Oamenii de știință susțin că parazitul mascul care trăiește pe delfin va avea mare noroc dacă va întâlni măcar o femelă în timpul întregii sale vieți. Se pare că tot timpul aceștia doar încearcă să nu cadă. Prin urmare, delfinii nu suferă de paraziți. În mediu, un individ are 5 păduchi, iar uneori chiar și unul. Sunt niște păduchi foarte și foarte singuratici. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!